noi am ieșit la același restaurant la care ieșim de fiecare dată să mâncăm bine. Cu Sam și cu Liz și cu fetițele, ceilalți doi s-au dus la surfing. Și aceasta este o... This is traditional from here? From Bahia. From Bahia. Maybe all of Brazil, but definitely in this region. Yeah. Deci asta este... specifică zonei, este o brânză care se prăjește și se mănâncă cu gem. Deci brânză cu gem și se numește... Queijo coalho. Adică... It's like... Cheese of rabbit, something like that? No, no, it's not related. The word, it's a similar word, but it doesn't mean rabbit. I don't know what it means exactly. Uh-huh. Da. Cum co- eu... Coelho is rabbit. Coelho. Yeah. This is coalho. Da, foarte bună combinația. Deci dulce cu sărat și aceasta are... Cum e? Foarte bună. Foarte bună. Deci brânză prăjită și cu gem. Brânză cu gem. Bun. Bun. Ne-a venit mâncarea. Noi mâncăm de obicei cam același lucru. Acel pește cu sos de maracuia. Este extraordinar. Am avut acest mic antreu cu, de brânză cu gem. Și eu mi-am luat această are tata. O... celebra tapioca care e plină de lucru și la mine și-a luat o tapioca de cafea cu înghețată de vanilie. Aha. Și cu un sos de caramel. Bravo, mă iubita! cam atâta. Viața de YouTuber implică și foarte mult research, adică trebuie să cauți muzică, trebuie să te inspiri totuși de la alții, adică implică foarte multe ore vizionate pe YouTube, implică să te gândești foarte mult la ceea ce ai de făcut, la ceea ce vei filma, cum le vei monta, implică orele de montaj. Și implică mai multe chestii. Nu m-am gândit foarte tare acum la ele și plus că nu sunt vechi pe YouTube, sunt super începător, n-am decât 3 luni, cred. Dar, cum am făcut și cum am spus sunt și într-un video de-al meu, eu mă consider YouTuber. Pentru că m-am apucat să fac asta, vreau să fac asta. Mă refer la faptul că am ales să fac ceva ceea ce îmi place, ceea ce îmi doream de foarte mult timp să fac și am ajuns să fac. Și mă bucur foarte mult că simt un pic și de un pic de succes, pentru că consider că avem succes, nu eu neapărat personal, I am family, ceea ce înseamnă noi toți, avem succes și mă bucură, ne bucură pe toți chestia asta foarte mult. Și vreau să, nu știu, pe viitor mi-aș dori foarte mult să introduc în nomenclatorul de meserii meseria de YouTuber, pentru că este o meserie, este o meserie. Probabil că, adică mai mult ca sigur că tata o consideră un ciuruc, un... nu pot să vorbesc acum ce cuvinte ar folosi tata, care este un inginer. Și de obicei, nu vreau să jignesc inginerii, dar inginerii sunt foarte matematici în pătrățelele. Nu vreau să vorbesc nimic despre ingineri, sunt niște minți deosebite. Niște oameni foarte deștepți, dar și youtuberii sunt. Gabriel, ce?
Să nu mai filmez gunoaiele, chestiile astea. Deci spunem că dacă ele tai la montaj, chestiile astea care sunt așa aiurea aruncate în casă, dezordinea, nu? Deci spunem. De dezordinea, omule, că facem curățenie generală de Crăciun, că așa face lumea, nu înțelegi? Da. Ce vrei să-mi spui? Să nu mai filmez gunoaiele, corect? Uite ce-am găsit. Arată-mi. Dovada. Dovada. Dovada că Carla nu e adoptată. Moha. Dovada că Carla nu este adoptată. Știi că tu tai tot timpul capul? Scuză-mă. Aceasta este dovada că Carla nu este mama mea cu tatăl meu. Acum 45 de ani. Acum 45 de ani. 43 de ani. Cum erai cu adolescentul? Hai mai dă. Da, dar n-am timp să le arăt pe toate. Trebuie să arăt așa câteva. De ce n-ai timp? Mama? Nu știu. Hai. Aris. Ia-l pe ăsta. Nu, ăla e ultimul, e surpriză. Ăla e ultimul, ăla e surpriză. Imediat venim cu... Uite, uite-te cât e frumoasă. Mama? Ai arătat asta? Pare din... am uitat eu cum se numește filmul. În fine, un film vechi. Pasărea Spin. Nu, Pasărea Spin. Pe aripile gândului. Asta mi-ai arătat odată. Nene! Îndrăznim... Nu, asta. De ce? Bine, deci asta. Asta nu cred. Mama care e foarte frumoasă. Parcă am mai pus-o și pe asta, mama cu tata. Parcă pe asta am pus-o prima dată. Zici că suntem... avem Alzheimer. Uităm într-un minut. Alzheimer. Dacă am mâncat ciocolată. Auzi, atunci fac așa. Pisica a mâncat ciocolată. Fac așa. Ea e maca. Hai. Ea este mama lui Gabi. Eu când eram mic cu părinții mei, uitați-vă și aceea este sora mea. Cred că o să mă omoare că am pus... Ba nu, aceasta este sora mea, Andreea. Și mai avem? Finalul. Și când eram eu mic, ăsta, nu? Și ăsta eram eu mic. Mic. Ca mine că nu mai am. Ba da, ai ăsta. Ah, și când deja am... Nu, asta e oribil, n-am cum să am asta. Pune-o! Mi-ai ție rușine! Rușinosule! Mă forțează ăștia să o arăt pe cea piesă de rezistență. Mama începe să semene cu Sigourney Weaver. Nu râde de mama. Alien. Tu ce părere ai, iubita mea, de jobul de YouTuber? Nu este un job. Dar ce este? E o pasiune. Adică a fi YouTuber înseamnă a fi... Adică e ca și cum ai fi un pictor. Exact. Nu? Exact așa privesc lucrurile. Adică un YouTuber este un artist. Un YouTuber este un artist. Asta consider eu. Un YouTuber este un artist, un YouTuber este creativ. Dar în nomenclatorul de meserie există pictor? Apar nu am. Era curios să vadă cum sunt cu ochelari că n-am gravat. Deci am tras concluzia. YouTuberul este un artist și este prea nou ca să fie băgat în seamă ca și artist. Nu? YouTuberul este... o persoană foarte creativă, trebuie să fie foarte disciplinată, trebuie să se organizeze foarte bine, să-și organizeze timpul, să-și planifice filmările. Are nevoie de timp ca să-și editeze. Există o... este o foarte... o procedură de lucru. Da, chiar e nevoie de o procedură de lucru. Pe care trebuie să ți-o găsești singur. Adică nu ai ceva, nu ai niște instrucțiuni și nu există niște instrucțiuni și un manual de urmat,
Este, nu este un drum asfaltat, este un teren, o arătură pe care o iei tu și îți construiești tu drumul tău. De aceea este pe undeva mai anevoios, pentru că ești pe arătură. E aglomerație. Este aglomerație pe această canapea. Ana. Nu mai facem niciun vlog. Aceștia sunt ochelarii lui Aris. Aris? Păi i-am arătat deja. Când? Păi am probleme. Am zis, pentru cine era curios să vadă cum sunt ochelarii, eu cu ochelarii, pentru că n-am arătat. Cum îmi stă cu ochelarii? Mai zi o dată. Cum îmi stă cu ochelarii? Și ăia sunt ochelarii tăi de soare, nu? Da, și eu îi port așa, uite. Unul să sună jos și... Pac! Nu, wow! Mă, iubita, nu tătiu, ia uitați-vă! Așa e! Când vreau să mă uit, stau așa, de soare. Da, stai, uite! Las! Doamne, ce față are! Doamne, ce urâte! Uite ochii, zici că cineva i-a dat un pumn în ochii ei! Doamne! Tu pilico lui tati. S-a scurat cu cățeica. Caramu! Hei, terminați, vă rog. Vezi că aveam ochelari în ochi și m-am gândit la... Impossible! Cum mă pot? Cam asta este treaba cu YouTuber-ul. Spuneți voi și... Pa! 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 În rest pa! Pa. Mă rezim. Pa. Uite. Pa. Mă uite.